Deputatul Iulius Firța consideră că ieri Austria s-a făcut de râs în urma votului prin care România a ratat intrarea în spațiul Schengen de la 1 ianuarie 2023. Schengen este cel mai mare spațiu fără frontiere din lume și permite unui număr de peste 400 de milioane de persoane să călătorească liber între țările membre fără a trece prin controle la frontieră. Facilitatea interzisă românilor în urma votului împotrivă dat de austrieci. Din dorința de a ridica o temă pentru alegerile interne din Austria, alegeri locale, pentru că vorbim de alegeri locale în ianuarie în Austria, liderilor politici au considerat că aceasta este o temă care îi va ajuta să câștige alegerile, tema limitării migranților. Alte informații despre cel mai mediatizat subiect din România, dar și cum și când va fi votat bugetul României pe anul 2023, aflați urmărind emisiunea de la A la Z după jurnalul de știri.